Salut și bun venit la un nou episod de Minecraft Let's Play pe Barba Neagră. Am din nou skinul meu și am profitat de ocazie și mi l-am uh, modificat puțin. Avem aici ochișorii și prin spate pe aici, nu știu, nu prea sunt convins cu petele din adică, cap. Cred că le-am făcut mult prea pre proeminente, o să aleg alte culori, ceva mai... Uh, ceva mai finuțe sau las cum am fost înainte aceeași culoare. Nu sunt chiar convins că asta e cea mai bună opțiune. Dar hei, Uite, vezi că am un cap. Am zis să ofer puțină, nu știu, umbră, chestii, niște textură, dar n-a funcționat exact cum am vrut eu o să modific capul să fie ca înainte și o să-i desenez și, uh, și urechile. Uh, da, nu știu, n-am făcut tutorial cum să facem un skin până acum, dar uh, dacă sunteți interesați, să facem un tutorial să vă arăt cum se face un skin de Minecraft în Photoshop. Oameni buni, uite cum arată, uite cât de, cât de tare e pomul nostru. A, ah, nu se, nu se vede din cauza asta. ora. Hmm. Eram entuziasmat să vă arăt rezultatul, dar nu se vede din cauza pilonului. Păi, știi ce? Punem pauză și revin când scăpăm de toate drăcile astea de pe aici. Tam tararam! Așa am ales să facem copacul ăsta. Am folosit pentru trunchi, eu tot timpul am făcut din oak pentru că îmi place textura la oak. Dar am ales de data asta să merge pe jungle și, hei, am mai avut eu niște frunze de jungle, așa că... Ca să, mai, ca să mai, fac economie, am mai folosit frunzele mele de jungle. Um, și cam așa arată tulpina. Ce să mai avem puțin acolo cam gros, dar hei, funcționează. Și o tulpină care vine până jos cu rădăcini, of course, și acolo mai pleacă o ramă, cu, o ramură cum se vede. Și mai avem și acolo o mică bucățică cu niște bucăți de frunze în jos. Nimic special, nimic special, ceva făcut așa foarte grabă că n-am avut chef să mă mai ridic pe mai multe alea e. Să știți voi, atunci când faci un pom custom, deși arată superb și chestii, dai un pic durere de cap pentru că trebuie să te ridici tot timpul pe pilon de dirt și chestii și trebuie să te dai în tot timpul la depărtare. Nici nu aveți idee de câte ori m-am urcat pe uh, copacul ăsta să văd aici, mă, cum arată, arată bine, nu arată bine, după aia te duci în partea cealaltă și realizezi că holy shit arată ca dracu pe partea cealaltă, știi, și că îi lipsește o parte și că ai că l-ai făcut mai greu de o parte. Dar aici am optat pentru, pur și simplu am făcut un cerc, după aia l-am mărit, l-am mărit, l-am mărit, l-am mărit, 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 după care m-am dus în sus, după care l-am golit pe interior și am venit cu efectul ăsta de boltă, după care am distrus random blocuri pe interior să nu pară ca și cum aș să fie totul simetric, înțelegeți? Iar aici am pus, dacă observați voi, bucățile astea de lemn nu sunt random și nu sunt ca să susțină frunzele, sunt pur și simplu, acționează ca și crenguțe. Mă rog, așa m-am gândit eu. Avem și câteva torțe pe aici și pe acolo și am mai plasat și pe aici câteva uh, -astea ziliane că na, le lăsăm să crească, știi? Cred că ați observat până acum, avem jos aici o grămadă de blocuri lipsă și o să le înlocuim, bineînțeles, cu uh, gravel, andesite, diorite, ca să facem în continuare trotuarul și o să vină trotuarul pe acolo și gata, am completat și zona aia. Este o zonă... Deja sunt faimos pentru zonele de relaxare, pentru că sunt foarte multe, dar sunt toate diferite. Avem și plaje și avem acum zonă cu grătar, deci nu e tocmai... Uh, yeah. Nu sunt tocmai așa degeaba știi, adică toate sunt la fel. Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. Evoluăm tot timpul cu ideea asta. să mai punem noi din dart ăsta aici. O să pun pam pam. Și aici mai avem niște lucruri, da, avem niște andesite și cam atât, o să luăm niște, oh, nu prea mai am gravel. Gravel polish și hai să luăm jumate de granit. Mhm, mhm, mhm. Ia să folosim astea, zi, Ender pearl urile că nu le-am mai folosit până acum și aș putea să ies pe aici chiar, ia. Am, am umplut, Ah, nu v-am arătat, nu v-am arătat, stai, 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 hai să vă arăt. Avem aici, am umplut un cufăr, stai aici să mă duc în depozit. Uite, cufărul ăsta de jos l-am făcut cu pearl urile ce le-am avut la mine, știi că am avut inventoriul absolut plin. Și l-am făcut, ăsta e cufărul nostru cu enderpearl deci să știți dacă acum acolo, ăsta e cu enderpearl și găsiți aici tot ce am luat eu. Bun. Hai acum să faci și noi, completăm și într-o clipă, ia, E, yeah, boy! direct unde am vrut. Și într-o clipă o să vorbim și despre ferma de ender pentru că vreau să. Uh, vreau să începem. Și uh, cum am ales să o fac uh, până la urmă, știți că eram indecis. Oare să mergem pe endermite? N-aș fi vrut endermite pentru că nu mă pot baza pe el. Nu știi niciodată când ăștia postiuiesc jocul. Aș fi vrut o ceva mai stabil. De asemenea, n-aș fi vrut să fie ceva ce se folosește oarecum de... De un semi glitch, dacă-i putem spune așa, al jocului. Pentru că atunci când plasezi endermite-ul, trebuie să-l plasezi, nu știu, mi se pare că într-un Minecart sau într-o barcă. Nu, mi se pare că într-un Minecart. Așa că chestia nu e tocmai naturală. Știi, aș fi preferat să fac lucrurile mai. nu știu, le pot spune normale? Hmm? A, a, până la urmă, știi ce aș fi făcut și cu endermite, dar, dar, am ales să fac până la urmă și până la coadă cu pistoane. O să-mi intre, nu știu, mi se pare că sunt. Uh, 9 stacuri sau 11? Mi se pare că 9 stacuri de pistoane, ceea ce e absolut fenomenal, gândiți-vă, pentru... Eu știu dacă mai ajung și o să vedem acum să facem niște teste. Avem acolo, uh, urmăresc tutorialul lui DocM77. Doc este unul din motivele pentru care joc Minecraft și uh, echipa din Minecraft, nu știu care, câți v-ați uitat, atunci și acum, cred că 2 ani de zile sau nu, acum 3 ani de zile mi se pare că a apărut minecraft cu Uh, echipa cu BW Low, cu pf, The Hermit, cu uh, cine mă, ăsta bun la Redson, era unul bun la Redson, nu mai știu cum îl cheamă, cu Beef, Vintage Beef, sunt, sunt foarte mulți pe acolo. Acum s-au cam împărțit și ei, dar înainte făceau niște serii absolut minunate și uh, jucau ca frații, știi? Spre deosebire de seriile alea populare, în ghilimele, uh, de la noi, pe care bănuiesc că foarte mulți, mulți dintre voi le știu. Um, stai așa să mă concentrez o licușe. Practic. Mie-mi trebuie foarte mult dăsta, asta mult cabl. Deci îmi trebuie mult cabl Sunt la mine ca să mergem. Așa. A, da, până una alta trebuie să merg să iau niște lână. Hai să luăm niște lână după care luăm resurse necesare să mergem în The End. Să ne facem un pic de bază acolo. Pentru că trebuie să punem vreo... O, două stacuri, două stacuri și un pic practic în afară. Așa că avem o lecușă de mers. A, nu, stai că nu mai, nu mai, nu mai, nu mai. deci nu mai emulțesc, Ia stai, hai să luăm direct, uh, unde am pus maia? O avem aici? Voi vedeți vreo foarfecă pe aici? Eu am pus foarfecă aici? S-a dacă văd vreo foarfecă. N-am pus eu foarfecă aici? What the fuck? Unde am pus fraților foarfecă? Asta e așa, o aveam aici poate? Băi, sunt eu orb sau eu nu mai am foarfecă? Eu am avut o foarfecă, unde am pus-o? O, o am la mine? Nu am. Bă, unde e foarfeca? Nu, frate, nu -o văd. Acolo... Am pus-o din greșeală pe aici. Come on, man, where the fuck is the foarfeca? Where the fuck is the foarfeca? frate, unde e foarfeca? E asta aici, că m-a intrigat acum. Nu e mai foarfeca aici, ce aveți? Aveți name tag? A, da, se iau și o găleată. Îmi două găleți. Uh, mai am vreo găleată pe aici? Da, mai am una de apă și o să iau și încă una de lavă. Băi, fenomenal, n-am foarfecă. Absolut incredibil. Aș fi jurat că mai aveam o foarfecă. Absolut incredibil. Bun, hai să mergem să luăm alea și tocmai o să dăm o raită și pe la... Da, bun. O să dăm o raită și să luăm niște la să vedeți voi de ce. Nu știu dacă mai funcționează treaba, dar... Hei, uh, Dacă dacă sunteți interesați, nu știu, n-am linkul. Uh, știu cum se face, cât de cât, dar nu știu dacă mai funcționează uh, asta ferma de XP din End a lui Doc. E din, de prin 2012 mi se pare, deci e de acum mulți, mulți ani. Și nu mai știu, nu știu, sigur dacă funcționează pentru versiunea asta de Minecraft. Bă, noi să spuneți voi în comentarii dacă funcționează sau nu. Dar, în caz că nu funcționează, asta e, nu contează, o modificăm noi să funcționeze. Deși nu văd de ce nu ar funcționa, pentru că Folosește pistoane, folosește multă sfoară. Sfoara o să fie o problemă pentru mine. Pentru că... de te mă, eu ce mă împing ăștia aici? Pentru că n-am de unde să iau sfoară, știi? Apropo, am mai mulți toile, deci dacă vi se par vouă mai multe ca de obicei, asta e din cauza pentru că chiar sunt mai multe ca de obicei. Și uite, sunt atât de multe încât încep dintr-o parte să le tai lâna și până ajung în partea cealaltă, le crește elora. Cât de tare e asta? Sunt curios dacă am făcut un stack jumate și ce mai tare. Deci dacă scot un stack jumate de fiecare dată când dau pe astea, e barosoneală. Ah, un stack și 8. Ce e, Un stack și 8. Ce un stack și 8? Na, Rinca, hai că merge. Um, bun. Hai să ducem drăcia asta la loc. Și, de fapt, știi ce? Hai să mergem să luăm uh, aia. Eu aveam practic o... Fua, nu mai știu. Cred că prin partea aia... Niște lavă. Unde găsesc niște lavă acum, aia? Pe aici? Nu, fraților, era... Eu o acolo, gat. Eu să nu mă teleportez direct în ea. Mihai și ideile lui. Stai, mă, că vreau să mănânc un pic, ce aveți? Ia uite scheletele acolo. I see you, motherfucker. I see you, biatches. I see you. Iii, aia, ia vină, mă, tăticule, că trebuia să dau cu niște looting pe tine, mă. Mi-a schimbat asta. Avem acum Sharnes, fire, aspect, am breaking și Sharnes 4, na. Cât am luat, mă? Nu, nu, stai, stai, că vreau să o iau pe asta. Ah, Dă-mă spider eye că trebuie să trebuie să vreau șapte stacuri de sfoară, frate. Deci ceva nebuneală. Bine, dacă vreau să o fac la maxim, știi, capacitate maximă, la asta mă refer. Bun, hai să o luăm pe asta de lavă. Uh, am pus o dudă, că n-am pus-o. Gata? Ha! Gata? Let's go, motherfucker! Oh, shit! Na, Nah! you don't see me. You don't see me. Ce s-a întâmplat aici? Ce s-a întâmplat aici? What happened here? Aici am dat eu mai de mult, cred că știți. Uh, a fost o eroare cum e și asta și am dat-o jos. O să trebuia să le dau și pe cealaltă jos și după aia trebuie să o umplem frumos el acolo cu pământ, să nu se cunoască cum că am fi fost noi pe acolo. Uh, relativ la o gradă, mai avem zona asta, mai avem zona asta de umplut aici, plus un port mare aș vrea pe partea asta și după aia să mergem să practic. Să modificăm prin jur. Acolo, de exemplu, ar merge un far. Mai avem noi de lucru, dar am mai, am mai făcut pe aici. Am mai terminat din, din treburi ce aveam de terminat, să știți. Adică, o grada! e, e, merge spre finalizare destul, destul de bine. Mai avem și partea cealaltă la cai, iară pe acolo nu prea ne-am băgat, deci mai e, mai e. A fost un spațiu destul de mare și ca să-l facem absolut minunat, așa perfect cum vrem noi, e, a dorat un pic, știi? No, bun, hai stai, stai, Nu, aici, aici, frate. Bank și avem jos, trebuie să mă duc să pun lână și totodată să iau și mai în ca să mă duc în, de fapt, la portal. Așa, nu, lâna e, sus și aici vreau să iau ceva. Da, vreau să iau minecart-ul și mai vreau ceva. Asta vreau, mă, frate. Două dăstea și încă o torță. Așa, mă, frățioare. Și știi de ce? Avem astea două. Ca să facem acolo să le mutăm. Oricum trebuie să fac mai multe drumuri, știi? No, bun. Cred că e ok așa. nu cred că mai în care am. Am, mă, că cred că e ok. Cred că e ok așa. Dacă oricum, mă pot întoarce oricând. Deci nu e chiar așa o mare bai. Bun! Let's fucking go! Am 29. Um, ar, ar fi mers sincer. Să inciantezi ceva, dar nu o să o fac acum. Hey, little guy! How you doing? Uh, aș vrea totuși să facem 30. Să inciantezi ceva cu 30. Iestai. Yes, uh, N-am pus mai în uite la aici. Pac. Punem. Dacă vă întrebați de ce am luat șinele astea, avem noi acolo un colț. Uh, care mă distruge pe mine. Când iau colțul se încite niște mai în și nu mai am de așa că de data asta o să punem niște power rails ca să nu mai am probleme pe viitor. Uh, bun, păi, ce să mai, ne vedem acolo. că am ajuns la nebuni. Aici trebuie să ne facem noi de lucru. Ah, stai așa cum era. Practic, noi nu putem, noi ar trebui să minăm în jos și două stacuri în afară. Eu sunt spawnat aici. Nu prea aș vrea, sincer, să pornesc de aici. Nu știu exact dacă e într-adevăr o idee prea înțeleaptă. Dar știi ce? O să facem aici un fel de platformă podium. Something like that. Ia. Yeah. Dacă nu mă omoară shift-ul, frate. Deci shift-ul o să mă omoare pe mine acum. Țineți în pumnii, țineți în pumnii. Da, așa să-mi pregătesc de dege pe shift, pe shift și mă platformica. E așa. După care trebuie să minăm, să minăm, mă rog, impropriu spus să minăm, să facem un turn în jos. Acum, vedeți voi, dacă facem noi ferma de Enderman în sus prea mult, după aia o să fie foarte neeficientă. Nu știu exact de ce, știu doar că o să fie foarte neeficientă. <laughs> urmăresc tutorialul, oameni buni, urmăresc tutorialul, nimic altceva dar nu cap coada, așa că probabil o să-mi scape multe chestii, pe care trebuie să mă duc să văd video -ul. din nou și chestii, dar din câte țin minte, parcă așa era, l-am mai avut și înainte să, să mă apuc să joc, am văzut frânturi, că nu am avut răbdare să mă uit 20 de minute la videoclip, tai de, cam așa, și practic omul cum făcea, omul băga așa, făcea o șmenozeală de asta, Uite așa, mai băga una aici, ia stai, încă unul colea, am pe doi, am pe doi, bun. Și practic, uite cam așa venea și menu. <laughs> Ceva de genul. Și punea într-o parte. Bă, cred că așa, dar nu mai țin minte. Pa, mă, să nu fac de oaie. asta e o Da, așa. Și o făcea băga aici lavă. Da, mă, lavă aici. Bă, da, parcă nu era chiar așa, era așa? Mamă, nu mai știu, stai așa. Și băga cu apă, cu alea jos. Yeah. Ia. <fie> Dracii ce s-a întâmplat? Eu te-am apasat dus colo. ole, ce ai făcut, mă, taticule? Mă, n-a mers. Ia uite, mă, mi stricat și apa, frate. Ia uite, mă, n-a mers. Tu te, frate. Deci n-a mers și menozeala. Hai de capul să, să fie ciudă, nu alta. Păi optăm pentru planul 2 atunci. Dacă și asta n-a mers, facem pe a noastră. Stai așa. Stai așa că nu e așa. Am încercat. Am dat greș. Asta e. Mai dăm greș. Nu se, nu se poate să o nimerești din prima tot timpul. Să o luăm așa. Și pe aia trebuie să facem. Stai așa că eu n-am luat dovleac. Ai de capul meu, n-am luat dovleac. Holy shit frate, stai așa că e nasol. Mamă! Frate, să fără dovleac! A, să mor fără dovleac. Serios să mor, deci nu mai descurc fără dovleac. U, stai așa că nu trebuie să mă uit în, în, în ochii astora Oh! What's up, dude? What's up, dude? De te la vasta, încă, încă cade aici. Ia stai puțin, deci noi avem, practic, platforma aia acolo sus. Da, așa o rezolvăm. Păi și dacă aș pleca de aici, ce ar fi, a? Ar fi așa rău dacă aș pleca de aici? Hai să plecăm de aici, a? Ce ziceți? Merge? Eu cred că merge. Ia stai să băgăm noi pe hotbar aici niște bucăți de cobblestone. Și dacă tot o să-l facem... Bă, merge așa. Cred, cred că merge așa. Nu încerc să nu mă uit în ochiul ăsta. Că dacă îmi vine unul și îmi dă una după, după ceafă, ăla să știi. Și hai să băgăm. Stai așa că mi-e mai întrebe și niște torțe. Pa, am uitat de torțe, frății uh, nu e problema că mai facem. Deci torțe facem, nu-i belea. Că dacă nu pui torțe în urmă, se spunează măgarește te, te, pot da jos, știi? Și e destul de la sol să te dea jos, evident, precum ți-ai putea imagina. Și de obicei, ia stai puțin, eu am început cu un stack, deci practic trebuie să consum două stacuri așa, deci... Vă țineți bine? Vă țineți bine că trebuie să consum două stacuri și de nebun. Până când ajungem pe partea cealaltă, o să-l fac de două prima dată, ca și lățime, dar eventual o să trebuiască să-l facem de 3-5, deci... Da... O să-l o să, o să facem mai, mai mare. Hai să băgăm așa. Și stai așa că am uitat de alea. Exact tocmai ce am zis de, de torțe și eu de torțe am uitat. Pune și aici o să-mi intre câteva torțe și trebuie și pe bune acum. Ah, chiar o să-mi intre, dar cred că înălțimea e bună, nu mai stau să număr și chestii, nu, când... eu nu joc Minecraft prea tehnic, adică nu sunt tip care să numere blocurile, să facă, să, nu, mie îmi place să arate frumos, <laughs> să fie construcțiile așa pline și cu detalii, nu prea mă pricep și nu, nu mă pricep fiindcă nu-mi plac și invers, știi, nu-mi plac fiindcă nu mă pricep. Uh, la chestii astea foarte mecanice, cu redstone, îmi cauzează dore de cap și chestii. No. Am văzut la Afg cel mic că e foarte... o uh, omul e foarte bun la chestiile astea cu redstone, cu... Uh, trucuri cum ar veni în Minecraft, exploatează anumite chestii din Minecraft, eu nu sunt chiar așa. Apropo, noi știți că trebuie să intre de fapt 4 stacuri de cabal din moment ce am făcut două rânduri, da? Deci nu mai băgăm doar două stacuri. Ideea e că trebuie să avem 120 și 8 cel puțin de blocuri în afară. Se întâmplă chestia asta pentru că altfel se spaunează endermanii aici, știi? Și atunci e destul de nasol pentru că nu se mai spaunează unde vrem noi. Și făcând toată ferma asta la 2 stacuri distanță, la 128 de blocuri distanță, te asiguri că nu se mai spaunează. Radiusul cum ar veni, da? Zona de spaunare e până la 128, așa că practic construim dincolo de zonă, îți asigură -ți aici. Stai așa, hai să mai punem niște torțe de zi, până când nu se spunează măgare Și cam așa funcționează drăcia asta. Nu e, e zi, asta, ferma de Enderman, ce am ales eu, eu designul este foarte scump. În principiu în materie de pistoane și sincer pistoane n-ar fi chiar așa o problemă pentru mine, cu toată lumea se plânge de asta, cum bă, da, frate, de o grămadă de pistoane. așa e, Îți într o grămadă de pistoane, dar, dar, um, eu cred că sfoara reprezintă o problemă și mai mare. Gândiți-vă că trebuie să aduni vreo 9 stacuri de sfoară. Stacuri, frate! Deci eu sunt fericit dacă am un stac de sfoară dar minte nouă. Și pentru asta o să trebuiască să omorâm foarte mulți păianjini cu looting pe noi și de asemenea o să trebuiască să mergem și în peșteri, să găsim spawnere de astea de, de și să luăm de acolo și de asemenea am mai găsit eu SFOR de astea ață cum ar veni de la păianjini și în librăriile de la din stronghold de unde e portalul către The End, cel din care am fost acum, știi? Și eu încă nu am luat toată ața de acolo, așa că am putea să tragem o raită pe acolo să vedem ce și cum. Știi, n-ar fi chiar așa un stres hea mare. Ideea e că o să stăm ceva la construcția asta, fiind o construcție de o amploare pf, imensă. A, și, da, mi intră foarte multe resurse, așa că nu o să o facem toată din prima, evident, o să fac câteva nivele, cât mă țin resursele, după care o să trebuiască din nou să mergem la explorat și să luăm fier și toate dărcelele și chestii. Practic ăsta o să fie cel mai mare proiect de până acum din seria noastră de Minecraft Let's Play. Și țineți cont că, na, avem 150 de episoade deja și ăsta fiind cel mai mare... Uh, noi am făcut până acum unele destul de mari, cu tot cu explorări și chestii și construcții în care ne-au intrat resurse destule, dar uh, niciunul de amploarea asta, niciunul de amploarea asta și la sfârșit o să trebuiască să tragem folosele să vedem dacă într-adevăr s-a meritat sau nu. Uh, da. O să, cred că o să punem enchantment pentru, pentru orice. Bun, mai avem două, mai avem două stacuri aici. Practic este la jumatea drumului, dacă pot spune așa. Iar insula asta probabil până când o să terminăm noi de pus aici toate, toate bucățile de cobblestone o să și dispar. Că nu o să mai fie în draw distance, știi, nu o să mai intra în distanța mea de vizualizare. Așa că deocamdată punem așa plictisitor. Ia stai așa să mai punem și niște torțe pe aici pe acolo. Pac. Pac, uite, vezi cum s-a spawnat asta. De asta, din cauza asta, e foarte bine să pui torțe. Că altfel se spawnează ăștia și nu știi cum Dumnezeu te uiți la ei și ăsta e. Hai să vedem că putem să-l împingem jos. Pot? Come on. Uite, vezi? da unii și ei pot să dea în mine. Hai da! Hai cu tine jos! Atât! L-am aruncat pe fraier! L-am aruncat pe fraier! Avem 50. O să ne oprim aici cu episodul ăsta aici să mă îngrădesc el. O să continui bineînțeles offline, nu să vă... nu o să facem trei episoade în care eu să fac drumul ăsta, dar de acum încolo să lucrăm la ferma de iron, cum am și zis în episoadele trecute, am făcut și pomul ăla acolo, arată super, super tare și vedem în episodul următoare cum, cum decurge treaba, o să mă mai ușor mai bine la tutorialul ăla și vedem ce și cum, dacă încă n-am descoperit, încă n-a zis nimeni că bă, nu funcționează, dar am auzit zvonul că n-ar funcționa în 1.9, dar nu înțeleg de ce, pentru că e cu pistoane și elea funcționează, nu s-a schimbat nimic la ele, poate la redstone niște chestii, dar nu nu e, e un sistem foarte simplu, de asta îmi plac sistemele simple, pentru că sistemele simple pot, pot garanta după aia funcționalitate și pe viitor. Pe când chestia cu Endermite-ul am văzut persoane care ziceau că Uh, bine, sunt foarte mulți care le merge treaba cu Endermite-ul perfect, nu știți ce Endermite căutați pe Goagal, uh, dar au fost și persoane care au zis că nu, uh, Endermanii nu trag la Endermite, la și se duc în altă parte, e greu să pui Endermite-ul că te mănâncă și că îl mănâncă Endermanii și tot așa. Bun, așa că designul meu e mult mai sigur pe viitor, dar și foarte, foarte elaborios și scump. Uh, hai, asta e distracția în Minecraft. Iar până data viitoare, v-am salutat! Dacă ți-a plăcut și vrei să vezi și episoadele următoare, nu uita să te abonezi. Iar dacă vrei să fii la curent cu tot ce e nou, vizitează pagina Bărbosului de Facebook. Și nu uita, un like este imens apreciat!